Hello, my lovely loves! Ce faceți? Bună de dimineața! Vă recomand să vă luați o cafea, pentru că o să avem un clip lung, un Get Ready With Me de principiu, dar e un clip așa în care mi-am propus eu să vorbesc cu voi, pentru că dacă vă amintiți, vă spuneam, cred că și în ultimul Daily Globe v-am spus, dar pe Instagram mai cu seamă, v-am spus că sunt într-o oarecare și lipsă de inspirație în perioada asta și îmi adun puterile, ha? Și pentru că sunt în această lipsă de inspirație, m-am gândit să fac totuși un clip care știu că vă place și care și mie îmi place foarte tare și care presupune de altfel să discutăm mai mult. Adică un Get Ready With Me în care eu pălăvrăgesc de una singură de nebună pe aici cu camera și ulterior mai completați și voi sau veniți și voi cu părerile voastre în comentarii, ceea ce vă și rog și vă îndemn să faceți pentru că ar fi ideal. Și m-am gândit că tot ziceam în ultimul daily vlog că mi-am adus aminte de atâtea subiecte de discuție cu voi și nu le-am discutat. E numai bine, facem acest Get Ready With Me și îl discutăm aici, discutăm toate chestiile care mi-au rămas, sau mă rog, o parte din ele, nu toate, care au rămas nediscutate în daily vlog. Că vă ziceam că am o problemă cu faptul că mi-aduc aminte de niște lucruri la sfârșitul vlogului, deși știu că am multe chestii de discutat cu voi, stați așa. E bine, e fierbinte, oh, alo, mamă, așa, și nu știu dacă se observă pe cameră, dar între mutra mea și umerii mei sau brațele mele este un contrast desăvârșit, adică nu știu dacă observați, așa se observă, nu? Este un contrast cât se poate de minunat. Am și niște bubițoace pe aici pentru că ba m-au ciupit țânțarii, ba m-au, și ia zic să le rezolvăm prima dată pe ale, ca să scăpăm de o grijă, că m-a zgriat și Jiminy, pentru că de ce nu? Așa. Și mi-au ieșit și niște coșulețe și bineînțeles că n-am avut de lucru. Nu cu asta, scuze. Stați așa, că mi-am încurcat instrumentele. Nu m-am mai machiat de nu știu când și mi-încurc instrumentele. Dacă nu le folosesc foarte des. Ia să vedem, e mai bine? Cât să nu lezeze privirile celor care trec pe aici. Evident că în orice clip pe care îl filmez eu, Sfântul Soare are de gând să-mi facă figuri. Sau, yeah, știți voi povestea. Bun, mai bine? Aici nu cred că situația e relativ ok. Și pe aici sunt plină de zgârieturi de la Jiminy, că încerc să-l iau în brațe și zilele trecute m-a atacat. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Mă gândeam să povestim puțin și chiar vă îndemn să-mi spuneți părerea voastră, pentru că sunt foarte curioasă, fiindcă am mai discutat cu alte persoane povestea asta și vreau să, nu știu, să aflu mai multe păreri și să aflu mai multe impresii și să aflu mai multe lucruri despre chestia asta, adică ce gândesc oamenii cu privire la subiectul ăsta, pentru că, dar de fapt care e subiectul? Haideți să începem cu începutul și o să încep să mă și machiez cu ocazia asta ca să nu mai pierdem timpul. Subiectul ăsta a venit odată cu scandalurile actuale sau recente care au apărut în presă. În egală măsură am auzit și eu impresiile astea cu, știți, toate poveștile care sunt în ziua de astăzi, cu toate scandalurile care sunt. Și cineva zicea, da, acum nu e bine să discuți despre scandalurile astea pentru că le faci publicitate oamenilor care se află în scandalul respectiv. Nu e bine să discuți despre scandalurile astea pentru că, nu știu, atragi mai multă atenție asupra lor. Nu e bine să discuți, nu știu, și din raționamente de eleganță, dacă vreți, cu codul bunelor maniere, în care se spune că nu e bine să discuți chestii sensibile. Lucruri pe care pot să le înțeleg și chiar înțeleg treaba asta cu, da, băi, poate fac concurență omului respectiv. Deci pot să înțeleg aspectul ăsta. Numai că mă gândesc că într-o societate ca noastră sau într-o lume ca noastră globalizată, nu ai cum să nu discuți despre anumite subiecte sensibile. Ca, de exemplu, ăsta cu discriminarea femeilor sau cu obiectificarea lor. Unul din principalele motive pentru care eu cred că
trebuie să ai o opinie și să te dai cu părerea, nu știu, și pentru care trebuie să aduci în atenția oamenilor acest subiect, este că sunt încă foarte multe persoane care consideră atitudinea asta normală. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică, de exemplu, la mine la țară aici, chiar și pe vecina mea despre care vă zic, dacă o întreb, îi se pare o atitudine normală. Ce? Pentru că ea așa a fost crescută, pentru că ea așa a trăit, pentru că ea a avut o familie în care ea ducea greu și responsabilitatea familiei, bărbatul era doar de formă acolo, doar ca să fie reprezentat, știți? Ca să arate că există. În rest, nu... Că de multe ori am avut discuții cu ea legate de chestii pe care le fac sau nu le fac, știți, pentru că consider că n-ar trebui să le fac eu, știți, din postura de femeie. Și am spus, da, ce v-ați mai modernizat voi în ziua de astăzi, nu mai faceți nimic, fără să înțeleagă că de fapt nu. Faptul că ea a făcut anumite lucruri n-a fost ok. Deci, care e subiectul meu de discuție și ce vreau să vă întreb? Este dacă vi se pare ok să discutăm despre subiectele astea sensibile, despre scandaluri, despre lucrurile astea grave, da? Nu despre chestiile intime ale persoanelor, că nu mă interesează relațiile intime ale persoanelor, ce fac ei, câți bani câștigă și așa mai departe. Chestiile astea pe mine nu mă interesează, dar când vine vorba de un scandal ca ăsta care este în prezent, care aduce în atenție, de fapt, atitudinea generală a bărbaților față de femeile de la noi, eu cred că este un lucru pe care trebuie să-l discutăm. Chiar dacă asta reprezintă un fel de publicitate, mai mult sau mai puțin pozitivă pentru personajul care a deschis cutia Pandorei, ca să zic așa. Asta tocmai în ideea în care am mai văzut persoane care spun că băi, nu vreau să-i fac publicitate lui Xulescu că a deschis scandalul ăsta, nu vreau să mă asociez cu scandalul ăsta și așa mai departe. Dar, cum e situația de față cu discriminarea asta a femeilor și cu jignirea lor, că practic asta a fost o jignire a femeilor în general. Eu cred că lucrurile astea trebuie discutate. Cum ziceam, în primul rând, pentru că sunt încă multe persoane care consideră că este normal. Și la mine, la țară, slavă cerului, am zeci de exemple pe tema asta, de astfel de exemple, care, de femei și fete tinere, care știu că e ok ca bărbații să urle la ele, e ok ca bărbații să le vorbească urât, este ok să le trateze ca și cum ar fi un rebut. Deci ele consideră că este ceva normal. V-am mai povestit eu despre faza aia când urla cineva din mașină la mine și o altă persoană, o femeie, îmi spunea, vai, dar nu te simți flatată pentru că e un compliment ăsta. Mă rog, cuvintele n-au fost tocmai astea, de asta m-a vrut să spună. Și încercam să explic că nu, n-ai cum să te simți flatată ca femeie de o atitudine din asta de mitocan ordinar, de un monstru din asta grobian. N-ai cum să te simți flatată de așa ceva. Și ei dădea cu virgulă, știți? Ei dădea foarte... Și atâta timp cât femeile, în primul rând, nu se sizează că este o problemă, clar nu o să se rezolve niciodată treaba asta, da? Asta legat de subiectul ăsta curent. Dar, la general, vreau să vă întreb pe voi dacă vi se pare ok să se discute, să discuți subiectele astea sensibile. Și, repet, nu mă refer la lucruri personale din viața oamenilor. Pe mine nu mă interesează și nu vreau să le discut. Nu mă refer la cine ce a făcut, nu mă refer la cine cu cine s-a combinat și așa mai departe. Deci nu la lucruri astea picante mă refer, ci mă refer la subiecte care sunt, la scandaluri, la probleme din astea grave care sunt și care de fapt scandalurile astea amplifică sau scot în evidență niște probleme mult mai grave pe care le are societatea românească. Și punându-le în discuție, cred că le și taxăm, le și aducem, le și îi facem pe oameni conștienți că nu este ok, da? Este și un mod de a taxa lucrurile astea. Adică părerea mea personală este că trebuie să discutăm de lucrurile astea la nivel public și m-am săturat de scuza asta. Vai, nu mă pricep, nu sunt din domeniu, eu nu mă bag numai de... Da, e foarte simplu să te disculpi în ziua de astăzi și cel puțin ceea ce privește scandalul ăsta cu jignirea, discriminarea femeilor, obiectificarea lor și așa mai departe. Aici nu consider că trebuie să ai cine știe ce experiență. Dacă ești femeie și ți s-a întâmplat măcar o dată și este imposibil să nu ți se fi întâmplat măcar o dată în viață treaba asta,
poți să te dai cu părerea, da? Adică nu e ca și cum am vorbit despre fizică cuantică și chiar trebuie să ai niște cunoștințe deosebite ca să poți te dai cu părerea despre lucrul ăla. Dar în ce privește chestia asta, nu cred că... Deci, dacă ar fi fost după mine, nici o femeie n-ar fi trebuit să tacă la momentul ăsta. Nici una. Pentru că nu este normală atitudinea asta și nu este normal o astfel de gândire. Și cu cât taxăm mai repede și mai tare lucrurile astea, cu atât ele se vor, nu neapărat rezolva, dar se vor mai diminua, știți? Că vă explicam și pe Instagram cam cum funcționează chestia asta cu obiectificarea femeilor. E din educație. Inclusiv de la mame vine treaba asta, nu vine doar de la tați. Nu doar tații și învață copiii băieți să se uite la femei sau să se raporteze la ele ca la niște rebuturi sau ca la niște obiecte. Am stricat ceva pe aici. Deci nu doar tații, ci inclusiv femeile, inclusiv mamele de băieți îi învață pe propriilor lor băieți pentru că, vezi, Doamne, odorurile lor scumpe și dragi și deosebite sunt unice și irepetabile și sunt o minune a divinității și a naturii și așa ceva nu se va mai vedea niciodată și de aia pentru că acest puiuț este foarte special și foarte deosebit, nicio curvă nu este demnă de el. Știți? Cam asta este gândirea multor mame de băieți. Am spus multor mame, să nu-mi săriți din cap că n-am zis toate. Că și pe Instagram vă spuneam treaba asta și după aia încep să primesc mesaje din astea că vai, dar eu nu sunt așa, vai, dar eu nu gândesc așa. Ok, la tine mă refeream dacă nu te simți și nu te crezi că te încadrezi în categoria asta, înseamnă că nu la tine mă refeream și la alte personaje. Și slavă cerului, again, trăind la țară, știu destule. Astfel de... femei. Deci, practic, și noi femeile nu facem cu mâna noastră. Tocmai pe ideea că... Așa. Deci, asta era o primă chestie. Faptul că... Dacă trebuie să discutăm sau nu. Sunt păreri și păreri, v-am zis. Sunt păreri care sunt oameni care îmi spun nu trebuie să discutăm pentru că îi facem reclamă acelei persoane. Sunt persoane care sunt foarte indignante și zic nu, cum să nu discuți despre așa ceva, nu contează, trebuie să scoți în evidență pe... Și v-am zis, de partea acestor persoane sunt și eu, pentru că la fel consider că... Îmi pare rău că vedeți oglina, dar am stricat tot procesul aici. Da, la fel și eu consider că trebuie să scoți chestiile astea. Acum... În altă ordine de idei, când spun a se scoate în evidență lucrurile astea și a se discuta, mă refer strict la a discuta lucrurile astea și strict la a explica lumii în general, nu neapărat dobitocului care a deschis problema, la a explica lumii de ce e greșit să gândești așa și de ce e o problemă să gândești așa. În niciun caz nu sunt de acord cu violența sau cu agresivitatea sau cu bullying-ul sau cu hate-ul online. Da? Deci asta nu se înțelege că prin discuții eu mă refer la bullying. Că de aici și până la te duce pe conturile omului respectiv și a începe să-l ameninți, să-i spui și să-i zici de toată familia, nu e ok. Deci asta nu e ok. Dar mă gândesc că ca niște oameni raționali ce suntem, a trebuit să discutăm chestiile astea pentru că altfel, da, spre exemplu, exact ce vă ziceam, vecina mea, ei dacă îi spui chestia asta, ea nu înțelege de ce este o problemă felul în care s-a exprimat domnul cu pricina. Adică ea nu înțelege. Adică și ce? Că eu la viața mea am pățit mai rău. Fără să vrea să înțeleagă că ce a pățit ea la viața ei nu e un... Nu e nici normal și nu e nici standard universal, știți? Și că nu așa trebuie tratată o femeie. Că de aici până la faza cu... apropo de la faza asta cu du-te la sală și fă nu știu ce, până la bate o femeie, nu prea e distanță mare. Să nu uităm că am avut suficiente personaje de-a lungul timpului în... în presă și nu numai, care spuneau chestia asta, că ce, femeia
Cere să fie bătută, că da. Mai trebuie să o va atingi din când în când. Un alt subiect care îmi stă pe limbă de foarte mult timp și mi-am adus aminte de el pentru că am văzut un TikTok în care, mă rog, era pleșu și vorbea despre solemnitatea postului. Dacă nu știți discursul ăla, îl caut și vi-l pun în descriere pentru că este absolut divin. Deci discursul ăla lui este absolut magic, este absolut incredibil și nu știu de ce ăsta nu se ia de aici, așa, și da, este cu înțeles, cu subînțeles, așa, păcat că prea puțin înțeleg. Și era acolo la un moment dat atinge tema asta a prostului care este foarte sobru, foarte solemn, așa, statuar, chiar cum zice el. Adică, și știți deja că am mai discutat cu voi chestia asta, că mă irită cumplit faptul că în ziua de astăzi oamenii nu mai știu să glumească, că nu mai știu să se ia în râs, adică să glumească pe seama lor. De foarte multe ori eu fac glume pe seama mea în daily vlog-uri și sunt oameni care vin și iau lucrurile alea în serios, știți? Sau e trist așa și sunt din ce în ce mai mulți ăștia care efectiv nu mai înțeleg o glumă, nu mai înțeleg un subînțeles al unui cuvânt, adică dacă spui ceva cu subînțeles, nu se duc acolo, e să duc exact la cuvintele respective. Și e trist pentru că asta denotă faptul că societatea noastră se duce în jos, știți? Fiindcă oamenii deștepți știu să glumească, nu cei, știți, plecați cu sorcova. Cred că am zis știți de 600 de ori. Da, nu... Deci oamenii deștepți sunt cei care știu să glumească de adevăratele și să râde pe seama lor. Apropo și de faza cu eleganța, pentru că multe fete și multe femei chiar îmi scriu că asta e eleganță, că ele înțeleg prin eleganță să ai o mutră de acră, sobră, să zici că ți-ai intrat un băț undeva, să nu râzi, să nu schițezi un gest, să ai tot timpul nasul pe sus și să ai o mutră din aia constipată non-stop, știți? Asta înțeleg prin eleganță, ceea ce nu poate fi mai departe de adevăr. Deci nu. Tocmai și când ai o doză de eleganță și când ești o persoană elegantă, știi să râzi de tine și știi să glumești pe seama ta și știi să recunoști o glumă. Noi am ajuns în punctul în care efectiv nu mai știm să glumim, nu mai știm să recunoaștem o glumă. Am spus că nu știu dacă mă irită ceva mai tare pe lumea asta ca atunci când trebuie să specific am glumit. Glumesc! Nu te ambala că glumesc, știți? Pentru că îi vezi pe oameni că sunt veseli, nu știu ce, și face o glumă și odată le cade fața așa. Și trebuie să le spui, glumesc, ca să nu o ia serios. Și se irită. Sunt sensibili la glume și sunt... îi traumatizează glumele și traumatizează lucrurile astea. Lor nu poți să le spui decât direct. Iarăși o altă chestie pe care am văzut-o de foarte multe ori, spun lucruri în clip și pentru a scurta ideea în sine, nu dau foarte multe detalii. Las să se înțeleagă detaliile alea. Și mi se spune, da, dar n-ai specificat X, Y, Z. Fără să se gândească că eu am lăsat lucrurile alea să se subînțeleagă. Și știu că cele mai multe din fetele care urmăresc sunt fete deștepte și pricep lucrurile astea, adică înțeleg. Dar mai sunt și personaje din astea care, Doamne, ești trimită să facă un curs de râs, dacă se poate. De când cu chestiile astea băgate prin buze, nu se mai râde, nu mai e la modă să râze. Ați văzut că toată lumea în poze e... Toate sunt așa. Da,
lui Victoria Beckham i-a ieșit și dacă ei i-a ieșit, nu înseamnă că le iese tuturor, să ne înțelegem. Da, deci unora chiar le stă foarte bine zâmbind, mai bine decât cu boci cu dărață. Bine, înțeleg că tehnic acum nu se mai poate zâmbi din cauza tuturor tâmpenilor care sunt în buze. But still, hai să facem un efort, să zâmbim, să fim mai veseli. Doamne, deci pe cine am auzit? Nu știu, am auzit pe cineva care a fost în străinătate și a zis când s-a întors și a dat seama cât de triști sunt românii. Nu mai știu. Dar mi-a rămas chestia asta în minte, că cu, cât de triști, că românii sunt niște ființe foarte triste. Și cred că e adevărat, cred că e adevărat. Dacă intrați în metrou, vă îngroziți. Nu știu, niște mascara. Aveam? Se poate? Așa. Românii sunt niște ființe foarte triste și foarte angoasate, așa, și ba mai mult, toată lumea vrea să, toată lumea trebuie să participe la angoasele lor, știți? Adică nu se feresc din a face chestia asta un spectacol public. Și dacă cineva îndrăznește să fie fericit în timp ce el este angoasat, supărat și trist, vai Doamne, să dărâmă lumea. Și da, cred că e adevărată chestia asta, că românii sunt niște oameni triști și angoasați. Nu zâmbesc pe stradă. Ferit ar sunt să zâmbești pe stradă. Oh, bă, Doamne, zic eu, cheamă popa să te exorcizeze dacă te văd că zâmbești pe stradă. Da, trebuie să fim toți triști, dar nu numai așa, dar nu numai la români. Vorbesc la nivel general. Ferit ar sfântul, toți sunt gravi, toți nu mai glumesc, toți caută motive să se simtă jigniți. Chiar era, am văzut un speech într-un sketch din asta de stand-up. La America era un tip, tot pe TikTok cred că l-am văzut, cu un tip care zice este era cea mai favorabilă să te simți jignit din orice. Este momentul în care, este perioada din existența omenirii în care te poți simți jignit din absolut orice. Orice te poate jigni. Și faptul că țin eu oglinda asta în mâna stângă și nu o țin în mâna dreaptă, te poate face să te simți jignit. Și că, nu știu, de ce a bătut vântul de la stânga la dreapta și nu de la dreapta la stânga și tot așa, știți? Adică lucruri de genul ăsta. Și am senzația că, de fapt, da, oamenii, în general, în ziua de astăzi, asta fac, caută motive să se simtă jigniți. Și pe aici, pe YouTube, adică nu contează că eu sunt pulbere, spre exemplu, dar caut perfecțiunea la altul la care mă uit și dacă acel om nu se apropie de acea perfecțiune, mă jignește. Știți? Începem să ne simțim jigniți din absolut orice, ceea ce nu e sănătos, bineînțeles, pentru mințile și noastre și pentru... societatea colectivă, ca să zic așa, pentru mentalul colectiv. Da. Și apropo de asta cu pleșul, da, că prostul care e serios, care nu reacționează la glume, care nu... Da, pe vremuri știu că era o chestie, o vorbă, că se spunea că numai oamenii deștepți știu să recunoască o glumă bună. Așa că... Și numai oamenii deștepți știu să facă o glumă bună, pentru că gluma bună nu e cum vedem la noi în stand-up-ul de la noi, că vorba lui Jean Paller, te deschizi la șliț și gata, ai făcut o glumă. De aia, de exemplu, eu nu suport stand-up-ul ca paranteză. Deci, nu asta înseamnă să faci o glumă bună. Gluma e... O glumă trebuie să o înțelegi, adică să aibă un substrat așa, să aibă niște chestii, nu? Și de-aia mă enervează pe mine că trebuie să mă justific. Am glumit! Evident, sunt glume și glume, că acum... Putea să vină și buhnici să zică am glumit, dar în cazul lui n-a fost o glumă. Așa. Pe lângă asta, am un vibe de vacanță, ceva de vis. Deci, lucru care de altfel se va și întâmpla la momentul la care vedeți voi clipul ăsta. Ce am aici? Am un roz, am un nude. Nu-mi place niciun. Ah, hai să facem așa. Punem MAC Mer și cu ISL-ul. Să vedem ce iese.
Câte puțin mai am din MacMer. Ah. Asta e nuanță mai de toană pentru mine. Și de-aia combinăm cu YSL-ul ăsta. Să vedem. Basically sunt cam aceeași nuanță, doar că asta e un pic mai deschis. Și mai lucios. Este semi-mat. Și cam atât am avut să vă zic de principiu pentru clipul ăsta, că mai avem noi de discutat destul de multe. Spuneți-mi părerea voastră, chiar sunt foarte curioasă despre părerea voastră, dacă e bine sau nu să vorbim, să discutăm despre scandalurile astea sau problemele astea generale care există în societate, dacă voi credeți că este o idee bună să ne dăm cu părerea și să discutăm despre ele sau nu. Și la fel spuneți-mi dacă și vouă vi se pare că lumea nu mai știe să reacționeze la glume, că toată lumea e super serioasă, că toată lumea este foarte iritată și toată lumea așteaptă să găsească un motiv să se simtă jignită și că toată lumea pozează cu bodrață. Glumesc. Asta e o glumă. Asta e o glumă. Just kidding. Așa, pentru că sunt curioasă de părerile voastre. Să zic și eu ultimele chestii, mi s-a terminat bateria, da. Ziceam că partea frumoasă și fun la mini comunitatea mea este cam foarte multe femei cu capul pe umeri și femei mature și femei tinere maturizate și femei și fete care gândesc și știu că sunt foarte cerebrale și foarte raționale și gândesc frumos și au o atitudine foarte frumoasă asupra vieții. Și de-aia îmi place să discut cu voi și în privat pe Instagram și aici când îmi mai lăsați comentarii. Îmi place să discut cu voi pentru că am observat că sunteți cu precădere femei cu cap pe umeri. Acum vorbesc când zic femei sau fete pentru că sunteți majoritare. Sunteți cu capul pe umeri și aveți o gândire sănătoasă și sunteți stăpâne pe opiniile voastre, că iarăși și ăsta este un subiect de aoleu, trebuie să-l dezbatem și pe ăsta cu a fi stăpân pe opinia ta. Așa. Că iarăși începe să devină din ce în ce mai volatilă treaba și pe capitolul ăsta. Dar eu mă bucur că sunt înconjurată aici pe YouTube și pe Instagram de fete care gândesc și care sunt raționale și care au, nu știu, au o părere. Știți? Că, din punctul meu de vedere, apropo de asta cu părerea, de foarte multe ori, în multe cazuri, nu vorbesc de cazurile în care se discută chestii personale ale omului, repet, chestiile personale ale omului nu mă interesează, dar în momentul în care apar probleme, scandaluri și de genul, chestii de genul ăsta, să nu ai o părere mi se pare mai grav decât a avea o părere poate greșită în opinia unora, știți? Din punctul meu de vedere așa este. Să nu ai o părere, să nu te implici, e mai rău decât dacă ai o părere care poate e greșită sau care poate contravine lucrurilor care se spun în general, în discuția respectivă. Da? Deci, mi se pare mai grav să nu ai o părere. Pentru că asta face societatea din noi, altfel nu poți arăta că ești conectat la societate. Că e foarte simplu să vii, mai ales pe Instagram sau pe YouTube, să arăți că, mamă, ce viață grozavă am eu, uite ce cumpărături fac și salutare. Restul s-a terminat. Și să nu fii ancorat în realitate. E foarte simplu să faci chestia asta. Da, eu cred că în egală măsură oamenii, pe lângă acea doză de destindere din YouTube și Instagram, au nevoie și de a vedea că oamenii ăia pe care îi urmăresc sunt ancorați în realitate și că pot discuta cu ei și altceva decât, mamă, ce haine mi-am luat azi de la Zara. Sau, mamă, uite câți bani am cheltuit eu, că sunt grozav, sunt Gigi Duru. Știți, cred că o societate complexă sau o gândire sănătoasă a unor oameni se bazează pe chestia asta, pe faptul că, bă, pe lângă partea aia de entertainment pe care o caut, pot să găsesc și niște rădăcini așa ancorate în realitate și cumva bine plasate, știți? De care pot să mă leg. Și iarăși, apropo de treaba asta, că mai sunt fete care îmi scriu, știi, nu sunt întotdeauna de acord cu tine,
Dar nu e nicio problemă, nu trebuie să fim de acord constant, adică nu trebuie să avem aceeași părere și nu trebuie să insistăm ca toată lumea să gândească ca noi. Eu v-am spus de atâtea ori, dacă nu gândiți ca mine, nu e nicio problemă, da? Sunteți libere să vă exprimați părerea și opinia atâta timp cât părerea voastră este exprimată civilizat și mai ales argumentată. N-am să refuz niciodată o părere bine argumentată, chiar dacă este diferită de a mea sau pe dos sau, nu știu, demontează ceea ce cred eu, știți? Adică în momentul în care ai argumente și argumentele tale sunt raționale și sunt solide și sunt cumva, să spunem, verificate, înseamnă că ești un om rațional, da? Și atunci n-are cum să te jignească sau să te supere o astfel de părere. Ei, în momentul în care îți vine lumea și spune ești proastă pentru că ești chioară, bine. Mulțumesc, știam deja. Adică nu e nimic nou, nu mi-ai spus nimic nou pe tema asta. Dar cred că, repet, e bine să avem păreri, e bine să ne dăm cu părerea, pentru că sunt foarte mulți oameni care profită de tăcerea asta a societății în general. Când lumea tace și nu zice nimic și nu se revoltă, se întâmplă lucruri la nivel ierarhic în societate. Aduceți-vă aminte că ăsta e un exemplu foarte bun cu povestea slujitoarei. Aduceți-vă aminte cum începe serialul ăla. Cum acel regim opresiv totalitar din Gilead s-a instalat tocmai pe ideea că oamenii n-au avut o părere, oamenii n-au fost interesați, da? Cum e și la noi. A, pe mine nu mă interesează politica. Păi da, tocmai de aia profită foarte mulți, pentru că pe tine nu te interesează, pe tine nu te interesează, pe ăla de lângă tine nu-l interesează și tot așa. Nu interesează pe nimeni. Și uite unde se ajunge, da? Chiar țin minte că am văzut un interviu cu Margaret Atwood și spunea despre treaba asta, că cumva că a fost o idee faptul că lipsa de implicare în societate sau lipsa de discuție a problemelor curente în societate a cumva inspirat-o să facă mișcarea asta în carte. Pentru că în momentul în care nu taxăm problemele astea, în speță discriminarea sau, nu știu, obiectificarea femeilor, cum vreți voi să-i ziceți, când nu taxăm problemele astea, ele nu numai că vor exista în continuare, dar se vor amplifica. Pentru că oamenii care fac chestiile astea, care discriminează, care se poartă urât cu femeile, care le consideră obiecte, care nu le valorifică și așa mai departe, oamenii ăia sunt vocali. Și dacă nimeni nu-i trage la răspundere, o să crede, nu zice nimeni nimic. Știți, e ca un copil din ăla pe care face câte o prostie și dacă nimeni nu-l ceartă, el continuă să facă prostie aia pentru că nu l-a certat nimeni. Exact așa este și cu chestia asta. Eu cred că sunt subiectele care trebuie să discutate și sunt lucruri care trebuie aduse în discuție. Că asta aduce un beneficiu sau aduce reclamă unei persoane, pe mine puțin mă interesează. Adică chiar puțin mă interesează că toată lumea știe cine-i Buhnici acum. Știe sau nu știe? Adică s-ar putea să n-aibă tabloul complet. Cam atât am avut să vă zic eu pe astăzi. Spuneți-mi părerea voastră, că sunt foarte curioasă. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă vreți să mai facem astfel de discuții în timp ce mă achez eu. Și puteți să veniți și pe Instagram, că acolo discut mai des lucrurile astea cu voi. Sau, cam. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!